găsit tuturor la știri, sunt Onelia Pescaru. O avarie majoră la conducta principală a lăsat aproape tot orașul fără apă. După 48 de ore în care echipele de intervenție au încercat să remedieze problema, fără a asista alimentarea cu apă potabilă, reprezentanții companiei au decis că măsura este inevitabilă. Prima etapă s-a lucrat sub presiune pentru repararea conductei. Intervenția s-a dovedit însă una extrem de grea. Orice intervenție pe astfel de conductă e dificilă și foarte dificilă, cu atât mai mult cu cât cantitatea de apă e foarte mare și presiunea apei e mare. Deci e un aport foarte mare de apă pe care nu-l poți struni chiar cu foarte multă ușurință. Compania Apa Brașov a anunțat sâmbătă că a survenit o avarie majoră pe artera principală care alimentează cu apă potabilă orașul, iar remedierea poate fi făcută numai după întreruperea furnizării apei prin această conductă. Reprezentanții companiei au declarat că în prezent, printr-o finanțare post-mediu, au fost începute lucrările la o nouă conductă de alimentare a orașului, care va fi funcțională cel mai probabil la începutul lui 2015 și care va deveni artera activă a orașului. Peste 18.000 de persoane au aflat că apa se oprește pentru 24 de ore de pe site-ul brasovultau.ro. A fost cea mai accesată știre în weekendul care a trecut. De altfel, portalul de informații a avut sâmbătă peste 6.500 de vizitatori unici, iar duminică mai mult de 8.800. Brasovultau.ro a fost în weekend cel mai accesat site de știri din Brașov. Aventuri la 15 ani, cuvintele se potrivesc perfect în cazul a două fete, o brașoveancă și o sibiancă. Tinerele au fugit de acasă, iar una dintre ele a fost găsită de polițiști în locuința unui băiat cu 4 ani mai mare. Minorele au fost reîncredințate familiilor. Fata de 15 ani din Sibiu a fugit de acasă pe 11 februarie, a urcat în tren și a ajuns în comuna Ucea. Alarmată, familia a anunțat poliția, iar copila a fost dată în urmărire națională și găsită după aproape o săptămână. O altă fată, în vârstă tot de 15 ani, a plecat de acasă în weekend. Polițiștii din Săcele au dat de ea după două zile de la dispariție. Unde au fost găsite? Prima dintre ele este din județul Sibiu și a fost găsită într-o locuință din Ucea de Jos după ce dispăruse 5 zile de acasă, iar cealaltă este din municipiul Săcele și a fost găsită la o zi după dispariție în locuința unui tânăr din municipiul Săcele. Iubitul ei? Cercetările vor stabili dacă este vorba despre vreo infracțiune în perioada dispariției lor. Din primele verificări n-a rezultat acest fapt, urmează să clarificăm în cursul anchetei. Polițiștii brașoveni au avut în 2013 92 de sesizări cu privire la minore dispărute, iar anul acesta 18. Toate tinerele au fost găsite. Prima zi de primăvară aduce la Brașov preselecția pentru Eurovision. Televiziunea publică și administrația locală au bătut palma pentru organizarea comună a acestui eveniment. Acum se fac ultimele amenajări în interiorul sălii Teatrului Sica Alexandrescu, locația aleasă pentru desfășurarea ediției din acest an a concursului. Teatrul Brașovean este aproape gata să își primească invitații și spectatorii pentru Eurovision. Mai sunt de montat ușile de acces, care trebuie să sosească din Spania, iar interiorul sălii de concerte va fi amenajat de cei de la Televiziunea Română cu gradene. De asemenea, scena va fi amenajată așa cum au gândit regizorii evenimentului, ce va fi transmis în direct la TVR. După 1 martie, lucrările de finalizare a Teatrului Brașovean vor fi reluate pentru a putea fi instalate fotolile, iar cortina, element special pentru scenă, va fi montată după ce, evident, va ajunge din Austria. Constructorii care au executat reabilitarea clădirii și interiorului spun că cele mai grele lucrări au fost legate de asamblarea panourilor, realizarea picturii de pe tavanul și pereții din interior, dar și foaierul și stâlpii au reprezentat obiective cu grad mare de dificultate. Încep simulările evaluării naționale pentru elevii de clasa a 8-a. Marți, 18 februarie, va fi susținută prima probă scrisă la limba și literatura română. Conducerea Inspectoratului Școlar Județean spune că reprezentanții fiecărei școli vor decide dacă notele de la simulare vor fi trecute sau nu în catalog. 4.200 de elevi din județ sunt așteptați la testare. Mai exact, 4.210 elevi de clasa 8-a din județ ar trebui să susțină marți prima probă scrisă la limba și literatura română. Lucrările vor fi corectate în centre de evaluare. În județul nostru vor exista 13 astfel de centre. Notele nu este obligatoriu să fie trecute în catalog. Ministerul a propus să decidă fiecare școală dacă trece notele sau nu.
Modele de subiecte au fost postate și pe site-ul Ministerului Educației, dar și pe cel al Inspectoratului Școlar Județean. Toate unitățile de învățământ din Brașov vor avea camere de supraveghere în timpul testării. Miercuri 19 februarie, elevii de clasa 8-a vor susține simularea la matematică, probă scrisă. Iar în 20 februarie va avea loc simularea la limba și literatura maternă, probă scrisă. Rezultatele se afișează în 7 martie. Tehnologiile de ultimă generație vin în ajutorul persoanelor vârstnice. Noi brașoveni au de câteva săptămâni bucătării inteligente, dotate cu echipamente conectate la un sistem software integrat. Practic, vârstnicii vor putea controla, prin intermediul unei tablete, programul de gătit al cuptorului inteligent, pot socializa între ei sau își pot face cumpărăturile online, în funcție de ingredientele necesare pentru pregătirea unei rețete disponibile în program. Mai mult, bucătăriile au venit la pachet cu o serie de senzori care vor anunța imediat în sistem dacă ceva este în regulă. Brașovul este singurul oraș din România unde a fost implementat acest proiect pilot, finanțat din bani europeni, care vine în ajutorul persoanelor vârstnice prin dotarea locuințelor cu bucătării inteligente, în vederea îmbunătățirii calității vieții, creșterii gradului de autonomie și încurajarea comportamentului social. Cei 9 vârstnici care au de acum în casă o astfel de bucătărie, a cărei valoare este de 5.000 de euro, sunt beneficiarii centrului de zi pentru persoane vârstnice din subordinea Direcției de Servicii Sociale Brașov. Nu le-a venit să creadă că este posibil ca în casa lor proprie să existe ceva de domeniul fantasticului, cel puțin la noi în țară, pentru că noi știm că în Europa se utilizează de foarte mult timp astfel de bucătării și aparatură electrocasnică inteligentă pentru a ne arăta modul lor de viață. Unul dintre cei 9 norocoși este domnul Ovidiu Popescu, care își laudă noul aragaz incomparabil mai bun decât vechiul aparat. Super dotat. Este perfect, e un aragaz care, în primul rând, că ți asigură securitatea, având atât senzor și de atâta una, are regulatorul ăla care asigură o flacără constantă, o perioadă lungă de timp, și e puțin mai dificil ca ăla, pentru că are asta... masa, plita de inox, care e mai pretențioasă. Bucătăriile inteligente au fost montate de o firmă brașoveană, realizatoarea softului, și de reprezentanții firmei producătoare a electrocasnicelor, la domiciliul celor 9 beneficiari în prima fază a proiectului. A fost o perioadă de acomodare a vârstnicilor cu noile tehnologii. Urmează a doua fază a proiectului, când beneficiarii vor primi și tabletele prin intermediul cărora echipamentele din bucătărie pot fi accesate. Fiecare persoană în vârstă primește o astfel de tabletă instalată cu software-ul nostru. Avem prima pagină care ne arată o rețetă aleasă de sistem pentru persoana respectivă. Bineînțeles că există o listă de rețete. Avem o listă de cumpărături care poate fi trimisă, de exemplu, putem alege să o trimitem, doar cărnurile, de exemplu, putem trimite către o persoană sau un magazin. În acest exemplu, o alege pe Cristina, care este fiica. Sunt senzori de fum, senzori de umiditate, de temperatură, de închis-deschis ușa, senzori pentru frigider. Ajută foarte mult. Ne semnalează dacă respectivul beneficiar a utilizat frigiderul sau nu. Dacă nu l-a utilizat o perioadă îndelungată, posibil este o problemă. Dacă uită deschis gazul, dacă are fum în bucătărie sau dacă se produce o inundație. Semnalele astea sunt date pe tabletă, pe cuptor, plus se va emite în următoarea fază a proiectului un semnal către cei care au grijă de ei. Proiectul pilot este implementat în 3 din cele 5 țări partenere în programul Framework for Optimizing the Process of Feeding, respectiv România, la Brașov, Italia și Olanda. Brașovul va fi în premieră gazda Festivalului Internațional de Film de Animație. Animest va aduce pe scena Sălii Patria câteva dintre cele mai importante pelicule de gen, filme premiate la marile festivaluri, dar și producții românești. Evenimentul este la cea de-a 10-a ediție, însă va purta numărul 1, pentru că administrația brașoveană vrea să preia festivalul pe care să-l transforme într-o manifestare obișnuită pentru orașul nostru.
Filmele de animație nu sunt realizate doar pentru copii, ci și pentru părinții acestora. De aceea, organizatorii Festivalului Internațional de Film de Animație East and East și Primăria Brașov se așteaptă ca evenimentul să se desfășoare cu casa închisă. Spre exemplu, pe ecranul de la Sala Patria va putea fi vizionată celebra peliculă Mary and Max în regia lui Adam Elliot, o producție cunoscută drept una dintre cele mai bune animații din ultimii ani, care a avut premiera în 2009 la Sundance Film Festival. O altă producție ce va fi prezentată la Brașov este Vals cu Bashir în regia celebrului Harry Folman, un documentar animat care a și fost premiat la Cannes. În programul evenimentului stabilit de organizatori mai sunt trecute peliculele Iluzionistul de Sylvain Chomet și Cruric de Anca Damian. Evenimentul aflat la cea de-a 10-a ediție a mai fost organizat de-a lungul timpului la București, Cluj, Sibiu și chiar la Chișinău. Perioada stabilită pentru desfășurarea Festivalului Internațional de Film de Animație la Brașov este 15-18 mai și va fi finanțat de Centrul Național de Cinematografie cu 50.000 de lei, iar bugetul total afectat va fi de 120.000 de lei, cu ajutorul sponsorilor și partenerilor. Primăria va pune la dispoziție sala de evenimente precum și logistica. Universitarii brașoveni vor să ajungă la fel de bun la tenis de masă ca partenerilor chinezi din cadrul Institutului Confucius. O dovedește numărul mare de participanți la cupa de ping-pong organizată în acest weekend. Competiția a fost deschisă pentru studenți, profesori, dar și pentru angajații Universității Transilvania. Chiar dacă a fost vorba doar de amatori, pasiunea a fost foarte mare în rândul competitorilor care s-au luptat să câștige întrecerea. Universitarii brașoveni au practicat astfel un sport foarte răspândit și apreciat în China. În această țară, tenisul este sport tradițional. Copiii chinezi încep să joace tenis de masă de foarte mici. Baza de selecție este uriașă și când cresc devin jucători extrem de buni. Guvernul din China acordă o mare atenție sportului, în special tenisului de masă, în care se investește foarte mult. Cupa la ping-pong organizată de Institutul Confucius dorește să promoveze instituția ca un vector de cultură, civilizație și sport la Brașov. Institutul s-a înființat în urmă cu 2 ani în cadrul Universității Transilvania cu scopul învățării de către brașovenii interesați a limbii chineze. Proiectul a rezultat în urma unui parteneriat între Universitatea din Brașov și o universitate din China. Au sărbat ziua îndrăgostiților într-un mod inedit. Câteva zeci de perechi de brașoveni s-au îmbrăcat în costume de bal mascat și au mers la o seară dansantă. Pe ring au putut fi văzuți marchizi, contese, șeici sau pisicuțe. Petrecerile tematice sunt noul trend în anul 2014, iar capitala îndrăgostiților s-a mutat aici într-un centru de evenimente din Brașov. Haideți să vedem cum s-au pregătit participanții și care e atmosfera la acest bal mascat. Marchiz. Și de ce? De ce nu? Ceva nou. Ai venit cu partenera, cu prietenii? Da, cu prietenii, cu partenera. Ce așteptări ai de la acest bal mascat? Să ne distrăm. Cum v-ați ales costumația? A fost ideea mea și m-am gândit la un costum de bavareză și zic că e o idee excelentă. Și soțul nu s-a împotrivit? Nu, a fost de acord. E totul de acord cu ce am zic eu. Am avut de ales. Vroiam să fim Fiona și Shrek, dar nu ne-a convințit. Cât v-a luat să vă costumați așa? Câte ore a durat? Nu mult. Nu prea așa, cam o oră. Și au spus, domnule, ar fi extraordinar dacă ne-am putea ascunde în spatele unor măști într-o seară și să facem o petrecere. Și suntem deja la a cincea petrecere de genul ăsta. Am ajuns de la câteva perechi la aproape 200 de persoane și ne simțim foarte bine în seriile în care nu avem chiar adevărata față. Înmormântare specială la Odorheiu Secuiesc. Cu micu mare, localnici au format un alai și au condus pe ultimul drum iarna. Un personaj îndrăgit de unii, dar urât de alții. O păpușă care simbolizează anotimpul rece a fost arsă chiar în centrul orașului. Obiceiul este vechi de secole și se presupune că alungă frigul și nisorile. Unii au plâns după iarnă, iar alții s-au veselit pentru că au alungat-o. La Odorheiu Secuiesc se păstrează tradiția și an de an se înmormântează iarna, înainte de intrarea în postul Paștelui.
După părerea mea, e o festivitate foarte bună organizat, frumos, pentru că trebuie să păstrăm obiceiurile populare. În sfârșit, aceste obiceiuri au apărut și la Odorheiu Secuiescă. Ce putem să spunem? Acum, când vremea e atât de frumoasă la noi, deja a sosit primăvara, e timpul să-i mărântăm iarna. Se apropie sfârșitul iernii, după o iarnă lungă, friguroasă, cu puțină mâncare, a ajuns, domnule, carnavalul, ziua carnavalului și toată lumea bucură de venirea primăverii. Cu această ocazie se înmormântează iarna, dar nu-l înmormântăm pentru totdeauna, îl așteptăm la anul viitor înapoi. Slavă Domnului că, după cum observați, e aici o voie bună. Se pare că o să alungăm iarna, o să plece de aici iarna și o să fim și noi, să zicem așa, aproape gata ca să așteptăm primăvara și vara și sperăm că o să vine cât mai repede, că este și acum destul de frig. Mai mulți localnici au dansat în jurul unei păpuși care simbolizează anotimpul rece. Apoi au incendiat păpușa, semn că iarna a fost alungată, iar acum îi va lua locul primăvara. Victorița brașoveană Luminița Gliga va reprezenta România la Târgul Internațional de Artă de la Londra, care va avea loc peste câteva zile în faimoasa primărie din cartierul de lux al Londrei, Chelsea. În acest elegant sediu au avut loc renumite târguri de artă și prezentări de modă, dar și căsătoriile unor celebrități. Luminița Gliga va prezenta 10 picturi din creația recentă, lucrări cu care speră să cucerească publicul londonez. La această ediție a Târgului Artistic participă 230 de artiști din întreaga lume, fiind prezentate 3.000 de lucrări. Luminița Gliga este un artist complex care și-a completat în ultimii ani cartea de vizită cu numeroase premii și participări de excepție la expoziții internaționale. Lucrări ale pictoriței brașovene se află în instituții din Austria, Germania, Statele Unite, Italia sau Franța, dar și în colecții particulare din întreaga lume. Doamnelor, domnilor, acestea au fost cele mai importante informații locale de astăzi la Mix TV. Sunt Onelia Pescaru. Pe curând, toate cele bune!